Dragii mei prieteni, în această seară specială, invitați de la Bacău, de la Iași, dragile mele, ați cântat foarte frumos, băcăoancelor, am o surpriză pentru voi. Ghiciți, mi-ați spus că sunteți elevele Mariei Șalaru. Ce ați zice voi dacă intră Maria Șalaru? Oh! E, asta da surpriză! Azi veni fără mine. Și înseamnă crești pui, cresc și au zborul. Nu, dar eu mă bucur. Acum asta a fost așa o mică glumă din partea mea, dar ei știu că iubesc și că le urmăresc evoluția chiar și celor care au plecat de lângă mine. Tot puii mei rămân. Și atât am venit și cu un cucoș. Tot elev de-al meu, așa mai mare, de care sunt tare bucuroasă. Evoluția lui este... foarte bună, zic. Cred că asta trebuie să vă spună ea. Foarte bună. Am fost într-o emisiune și am constatat că are un... Nu ți-am spus bine. Bine ai revenit alături de noi, că aici la Rapsodia TV nu ne-am văzut de ceva vreme. Pandemia ne-a făcut să stăm la distanță acum. Și pe Maria. Eu nu mai știu pe care să salut acum. Și pe dragii telespectatori, bineînțeles. Da, neapărat pe spectatori, pe telespectatori, pentru că voi faceți niște emisiuni grozave aici la Rapsodia și mi-e ciudă că sunt departe. E, da, mai des. Vom apropia distanța, vom scurta-o prin cântecele noastre și sperăm că într-o bună zi ne vedem mai des. Da, să dea Dumnezeu. Știi cum e? Să ne vedem palme, să ne vedem când ne vedem palmele. Cum ne vedem palmele. Spuneam de domnul Adrian, am fost în niște emisiuni împreună cu, și cu dumnealui și am constatat că are un repertoriu deja bogat și divers, că abordează și alte genuri în afara folclorului și îl felicit. Ați cântat foarte frumos când am ascultat Zaraza. Foarte frumos și cred că puteți cânta și alte genuri muzicale. Sărut mâinile, mulțumesc tare mult. E mare lucru când spuneți dumneavoastră acest lucru, sincer apreciez. Dar trebuie să recunosc că meritul este și al profesorului, pentru că el este cel care... Ei, uneori trebuie să îi împingi de la spate, pentru că ei nu au suficient curaj și încredere în ei. Și primul lucru pe care trebuie să se dească un profesor, un bun dascăl, este încrederea. Să-i scape de inhibiții. Și mai apoi vin celelalte. Într-adevăr, așa a fost. Când doamna mea a propus să cântăm Zaraza, am zis, ok, încercăm, mai ales că acum suntem anul 3 și ați avut mână bună, am venit aici la dumneavoastră când eram pentru în anul prima 1 dată. Și cu emoții mari atunci și acum. Deja v-ați obișnuit și cu scena și cu platoul de filmare și cu toți colegii mei și cu toată lumea frumoasă de la Bacău. E mare lucru să fim în această seară împreună și chiar mă bucur din tot sufletul. Adrian este studios, îi place să muncească, pentru că știi cum e, 1% talent și 99% muncă, așa parcă George Enescu spunea, da. Inspirație 1% și 99% transpirație. Cum sunt și celelalte fete ale mele. Bianca muncește enorm de mult. Aici mă refer la Bianca Nistor, că ea este mai nouă cumva, este în anul 3, al treilea, dar e de al patrulea an, nu? De când ne... Și ea tot atunci a debutat, cred că în aceeași emisiune cu domnul Adrian și mă bucur. Și uite, s-au așezat prietenele mele, doamna Maria, care e bucuroasă că suntem în această seară împreună și Renuca cu cercei de la... Doamna Maria, că este atât de vie, atât de, vreau să spun, de perseverentă și de... Da, la vârsta ta apare... Mai da, n-are 100 de ani. Păi, nu, eu nu fug de anii mei și mă rog să ajungeți și voi la Doamne vârsta. Ajută. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ajungeți la 76 de ani și să imprimați la 76 de ani. Atât de activ. Eu romanța am imprimat-o la 76 de ani. Să fiți sănătoasă, Doamne ajută. Eu zic cum merge. Și merge glasul strună, așa e. Hidratare, dragă. Și mai avem o băcăoancă de-a ta. Irina o cunosc de când era... Nititică. Nititică, da. Unde să vorbească să te... Da, ne cunoaștem de foarte mult. Iau microfonul de la domnul Adrian. I-am urmărit toată viața și cariera și o admir atât de mult. Și avem multe amintiri frumoase și multe spectacole, multe evenimente minunate. Și s-au tot depășit de la an la an, chiar și astăzi am spus, a cântat atât de frumos piesa.
Nu că ea, nu știu cărui compozitor, că la urmă ori poate să fie păi, compozitor da, câte... Foarte frumoasă câte piesa ta pe care am cunoscut, dacă nu, interpretul nu cântă. Când iubești bine. Muzica, da. Te autodepășești automat. Așa este, și munca aduce și contează mult, mult să stai lângă oamenii potriviți. Corect. Și eu acum mă simt că sunt printre oamenii uite, potriviți. Uite, și nu avem ocazia prea des. La alte televiziuni ne ducem și cântăm și plecăm. Dar uite aici putem să vorbim. Sigur. Și fără astăzi, să facem... Astăzi, de regulă și aici este foarte aglomerat în da, această seară. Eu vreau să revin la elevele mele și spuneam despre Bianca. Face și părinții lor, părinții ei fac un efort și financiar, dar și venind de la Roma la Bacău săptămâna sau de două ori pe săptămână, nu este un lucru ușor, dar muncește și ea. Muncește foarte mult, pentru că la început l-am întrebat pe taică-su, dar ce vreți să faceți? Și recunoaște. Acum, încurajată fiind de mine și a muncit foarte mult, de Bianca Rotar nu poate să spună. Mi-au spus despre concursurile la care au participat, despre premii, așadar știu tot. Brațele mele de la 8 ani. Deci are bobocei tăi acum sunt... Da, floricele. Floricele, da. Trebuie să spun și de Brândușă, eu trebuie să spun despre fiecare, că știi, fiecare a crescut într-o anumită perioadă și într-un anumit timp în brațele mele, chiar dacă e așa de mai mare, dar a fost foarte timidă și neîncrezătoare în ea și a făcut, evoluția este spectaculoasă, pot să spun. Dragi telespectatori, să știți că eu vin de la alte filmări și sunt... Și drumul de la Bacău la Botoșan este foarte lung, iar acum abia aștept să vă ascult, dragii mei. Și de Remus voiam să spun ceva, trebuie să spun de Remus, că mi-e dragă de feciorul meu, pot să spun. Și are o voce nemaipomenită, adică nu trebuie să spun eu, că dumneavoastră... O spune toată lumea, da. Mai da, puțin, Maria, că șuia în cap. Lasă șuia că merită, adică uneori să știi că nu e bine să fii prea modest. Trebuie totuși să-ți recunoști. Este doar smerit, așa cum a învățat el de la părinții lui. Nu. Smerenia este foarte importantă. Am cântat și la Bălți în spectacole, am fost și la Soroca, îl cunosc și ca om și ca... Mi-aș fi dorit cum să se fie băiatul meu. Am și eu un băiat bun. El nu cântă, ce să zic. Da. Hai să vedem cum cânti tu acum. Așa, v-am adus cântece frumoase și noi, că pe care nu le-am cântat niciodată la tine. Sper să-ți placă de pe albumul Veniți Românași Acasă, înregistrat cu Mihai Verhovețchi în 2021. Veniți Românași Acasă, o piesă pe care eu am promovat-o la Radio Iași. Trebuie să recunoști. Da, dar nu pe asta o cânt. Face parte de pe album. Face parte de pe albumul Veniți Românași Acasă. Avea aștept să te ascult. Maria Șalaru, apoi Adrian Olaru și Remus Petrică Fandarac, dragii mei. Nanașul e paharul și stăști și lăutarul, ca să cântim mai cu spor, tot în șestea mirilor. Sus nanașul e paharul și stăști și lăutarul, ca să cântim mai cu spor, tot în șestea mirilor. Și să cântim mai cu spor, tot în șestea mirilor. Sioasă, când doar nu ești tu nireasă, ia fina pe lângă tine și învaţi o tichini. Nu și nu n-așa sioasă, când doar nu ești tu nireasă, ia fina pe lângă tine și învaţi o tichini. Soacrele-s pe lângă oale, bustă din jele sarmale, de friptura de găină pe care la naș-o închină. Soacrele-s pe lângă oale, bustă din jele sarmale, de friptura de găină pe care la naș-o închină. Și friptura de găină pe care la naș-o închină. Yo!
mărășei, mândri și fă doi de ei. Ia uite la socrii frate și-au pus coșmini pe-o parte, ca doi tineri cu pășei, mândri și fă doi de ei. O lecuță că-am băut și s-o luat la întrecut, jertile sari cămașa, se laudin așa. O lecuță că-am băut și s-o luat la întrecut, jertile sari cămașa, se laudin așa. Miresi că-s nopții flori, ia-ți gândul din la fișori, cât de amul te-ai măritat, ți-ai luat frumușul bărbat. Miresi că-s nopții flori, ia-ți gândul din la fișori, cât de amul te-ai măritat, ți-ai luat frumușul bărbat. Mirele îi mândru tare, cu mireasa ca o floare, a ridiatul soție, să facă gospodării, măi, 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 măi. Toate la o parte, uite toate și le-ai făcut, ce-ți dau de băut. Azi e ziua ta, bărbate, le dau toate la o parte, uite toate și le-ai făcut, ce-ți dau de băut. Stai acasă lângă mine, să te strâng în brață bine, să te strâng de să te rup și apoi să te pup. Stai acasă lângă mine, să te strâng în brață bine, să te strâng de să te rup și apoi să te pup. Ei, frumos e bărbatul meu, dau umblă cam teleleu. Sunt eu leagul bărbățărului săracu, șase ste de ziua lui în vârful padului. Astăzi am găsit eu leagul bărbățărului săracu, șase ste de ziua lui în vârful padului. Azi la crâșmă nu mai pleci, stai cu mine să pitrești, în cării cât soi fășetă ce-ți aplășe. Pulpiță și chef de puică lângă și pușor de țuică, să nu-ți vină să roiești dacă ai să poftești. Ei, uite și bărbățăl bun, cum faci și el tot ce-i spun. La mulți ani, bărbatul meu, azi cu tine am să beau și n-am să te bat la cap de te-ai îmbatat. Ia ca ușa mânguiat și-am zbârlit că i-a supat, știu eu că ești așteptat la crâșmă în sat. Să aștepti cât vor ele, tătii mândruțele tale, nu le dau bărbatul meu, nu-l dau că nu vreau. Azi mă port frumos cu tine, am să văd ce-am să fac mâine, dacă iar vii târziu ori te bate, te omor. Ei, fă-te tu bărbat de casă, dau cât de mine îți pasă. Dau deoparte să-l dau, din ne-am certat să uităm, hai să ne băgăm. Te mai flăcăi, mărunțăl și pe satan, cum se joacă pe la sat. Să jucăm după șimpoi, pe bătut te mai flăcăi, mărunțăl și pe satan, cum se joacă pe la sat. Pe la sat, pe la oraș, prin o gradă, pe imaș, joc de rup ochii și li, și mi-o foc călcâili. Pe la sat, pe la oraș, prin o gradă, pe imaș, joc de rup ochii și li, și mi-o foc călcâili. Joacă-te-ți pe îndelete, moșnejei, flăcăi și fete. Ușurel după șimpoi, asta-i ora pe bătăi. Joacă-te-ți pe îndelete, moșnejei, flăcăi și fete. Babilis o dat deoparte și-și tădau într-un acuatic, că alucul tare fată, nu vrea să și e jucată. Babilis o dat deoparte și-și tădau într-un acuatic, că alucul tare fată, nu vrea să și e jucată.
joconie, ori să faci, ori nu știi, că fata nu vrea deloc. Și-a lăsat băietul în joc, un flăcău la joconie, ori să faci, ori nu știi, că fata nu vrea deloc. Și-a lăsat băietul în joc. Și tari s-a supărat, când și-o fata l-a lăsat, rău s-a supărat pe el, și-am în joacă sângul el. Și tari s-a supărat, când și-o fata l-a lăsat, rău s-a supărat pe el, și-am în joacă sângul el. Ia mai du-te încolo, fata, ai să rămâi nemăritată, ai să pletești gâță albă, picuteori la mata babă. Ia mai du-te încolo, fata, ai să rămâi nemăritată, ai să pletești gâță albă, picuteori la mata babă. Stai acolo, mucezăști, nu tragi nici o nădești, prosta și șintea lua de prin prispa mânii ta. Vai de el și mai rușini, dar ea trece până mânii, fete sunt în sat destule și nici nu s-așa fotule. Dem-dere-dere-dem-dere-dem-dere-dere-dem-dere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 
Acolo lumea joacă și ne-o calcă închișoare, tătă vara stâmpărnarii. Iar dai mari pitoloacă și acolo lumea joacă și ne-o calcă închișoare, tătă vara stâmpărnarii. Hei, hai, n-are stâmpăr la jucat, la jucat și la cântat, bat și eu cu talpa lată să mă vadă lumea toată. N-are stâmpăr la jucat, la jucat și la cântat, bat și eu cu talpa lată să mă vadă lumea toată. Cum nicio astâmpăr n-am, uite așa-i și întregul neam, măi. Unde neamul ia să adună, să joace cu voie bună, vin și eu cu mare drag, veselie ca să fac. Unde neamul ia să adună, să joace cu voie bună, vin și eu cu mare drag, veselie ca să fac. Hei, hai, când nu stau pe alăturea, ea nu stat în calea mea, uite așa cum mă vedeți, rup poțunca în bucăți. Când nu stau pe alăturea, ea nu stat în calea mea, uite așa cum mă vedeți, rup poțunca în bucăți. Și discut fără hodină, ai șocoză și-o săptămână, măi! Fie de iarbă mărunță, joacă mândră ușurel, lasă grijile pe mâine, dar nu joacă lângă mine. Fie de iarbă mărunță, joacă mândră ușurel, lasă grijile pe mâine, dar nu joacă lângă mine. Hei, hai! Când ajung la prășut, aici ai de petrecut. Apoi dacă mă iubesc, joci ca la Comănești. Când ajung la prășut, aici ai de petrecut. Apoi dacă mă iubesc, joci ca la Comănești. Cu pasiute și îndesat, hai să mă vad întregul sat, cu cel mai frumos bărbat, bă! Erai tu de toboșar și-ai pățit de bas mai rar, bate bre mai îndesat când mă-nchedești la jucat. Erai tu de toboșar și-ai pățit de bas mai rar, bate bre mai îndesat când mă-nchedești la jucat. Hei, hai, tău femeile sunt gar și altă treabă nu mai fac, și leiturul e gurița de mine și de mândruța. Tău femeile sunt gar și altă treabă nu mai fac, și leiturul e gurița de mine și de mândruța. Ziceți voi cât i-ați vrea, când de inimii drag de ea, mă! Salta și strigă cât poate, hai din ide că mi-așa spate, uite așa mândră mea. Hai da hai cu oaili, când mi cheamă muntele, piimașul spre apus, la marginea codrului, s-aude un fluieraș la o stână sus. Cântă cu foc ciobanașul de când sara s-o lăsat, și-i zâși din fluiera să s-aud în sat. Și oițele-l ascultă, iarba verde de pe lungă cântă de drag și de dor, dorul mândrilor. Și oițele-l ascultă, iarba verde de pe lungă cântă de drag și
și de dor, dorul mândrin lor. Cântă cu foc șobanașul din derlele, dor, 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 dor. De rasână tătimașul din derlele, dor. Tot valea muntelui și apasă unului, șobanaș cu cușbă neagră și suman din lume în spate. Are inima beteagă numai pe jumate. Că i-o rupt-o mândra-n două când la munte o plecat. Sus la stâna lui și-a nouă o plecat din sat. Bată-nite ploili, cum pot eu dorurili, o mândruță din a său, cât are mi greu. Bată-nite ploili, cum pot eu dorurili, o mândruță din a său, cât are mi greu. Dimineță e nu-ți pasă, din derlele, dor-dor-do, când stai la umbriță în casă, din derlele, dum. Mă, usul de dorul tău, mândruliță din a său. Când privești prin geana deasă cu ochii tăi negrișori, mândrulita mea frumoasă, zău că mă omori. Dar nu te uiți după mine, după șine tu te uiți, cu gurița ta așa dulci și tișine săruți. Vai mândră gură de fraș și pacat mari mai faci, nu-mi pot vedea de treabă, mândruliță dragă. Vai mândră gură de fraș și pacat mari mai faci, nu-mi pot vedea de treabă, mândruliță dragă. Oi în lis chiar în strungă, din derlele, dor-dor-do, n-are șine să-mi mulgă, din derlele, dum. Nu mai am nici o putere, singur fără o mângâiere. Hai da vino și mă ajută și n-are să-ți pară rău, că o să faci în munte mare ca pe la său. Nu te supăra pe mine, când mă tem să nu te pierd, și mai spun la vorbe răle și-ncă rate văd. Că acuși toamna să lasă, vin să-ți fișe din mireasă, când cobor cu turma-n sat, iar pentru iernă. Și-o să faci în muntă mare, la noi lasă-o pe banii, cu tineri și gospodari și cu lăutari. Cântă cu drag șobanașul din derlele, dor-dor-do, de rasână tătimașul din derlele, dum. Cu mândruța lângă el, din derlele, dor-dor-do, blândă ca un ielușel, din derlele, dum-dum-dum. Un ciobănaș foarte frumos, cu un text foarte reușit, probabil marca Maria Șalaru. Și dacă le-am făcut surprize fetelor de la Bacău, de ce n-aș face niște surprize și ieșenilor, doamnei Maria Costioaia și lui Remus Petrică Fandarac? O să le invit alături de noi pe două interprete ale cântecului popular ieșean, interprete cunoscute dumneavoastră din emisiunile noastre, din emisiunile radio la care au participat. Bună seara, le spun lui Armen Macovei și Florentinei Vezatiu, prietene ale noastre, ale doamnei Maria Șalaru. Bine ați venit Maria alături de noi. Mari... Adică a mele, de ce nu? Așa! Bună seara! Bună seara! Și mă bucur tare mult că am reușit să ajung la o emisiune atât de frumoasă. Îmi doream de foarte mult timp, dar cum se făcea, cum se brodea, cum se spune, nu reușeam. Într-adevăr, îmi place să cred că sunt prietenă cu toți cei de aici și cum spun doamna eu. Maria știe că e la sufletul meu. Mă bucur tare mult că am reușit să ajung și sper că melodiile din această seară pe care le cânt să fie în asentimentul celor care ne privesc și ne ascultă. Și cu permisiunea ta și a colegilor noștri din platou, o salutăm și o îmbrățișăm pe draga noastră prietenă, prietena mea și mătușa lui Carmen Macovei, pe Lăcrămioara Răileanu, care ne privește de la București și a colaboratoare draga a noastră. De ce a plecat? Are două zile. A, ne urmărește online. Da, dar vine în curând, nu stă prea mult și revine și la Rapsodia, cu siguranță. S-a dus să-și facă taxele, presupun. Da. Mă bucur că suntem împreună în această seară și că aduci cântece frumoase. Ți-am ascultat repertoriul nou. Ai un cântec pe care Rapsodia TV îl difuzează, pe care îl are în playlist. Un cântec foarte frumos. Mulțumesc tare mult. Bună seara, Florentina. Bună seara, vă spun și eu și bine v-am găsit. Da, noi am ajuns un pic mai târziu, dar... Păi trebuie să le spunem telespectatorilor că
invitații mei au fost și la alte filmări, așa cum am fost și eu. Am fost împreună în această după-amiază, am filmat pentru alte emisiuni și mă bucur că am reușit să fim împreună. Se pare că Dumnezeu lucrează și a făcut posibil să ajungem în această seară și noi aici la dumneavoastră. Păi nici nu știți, dragii mei, cât le-am curtat eu pe Carmen Macovei și pe Florentina. Pe Florentina am cunoscut-o la un spectacol la Târgu Frumos, da? Și de atunci zic, când vii la emisiune? Păi dacă e așa departe Botoșani, ia că astăzi a fost aproape și pentru Maria Șalaru, și pentru doamna Costioaia, și pentru fetele de la Bacău. Da, astăzi distanța s-a micșorat. Eu depind de Carmen. Depindeți de, da, de mașina. Și de Florentina. Și de Florentina. De mine, nu? Dar tu n-ai mașină, ele au mașină. Păi noi nu plecăm la drum fără mama Maria. Aie. Avem protecția. Așadar, adică soții noștri au încredere. Trebuie să-i adresez invitația doamnei Maria și cu siguranță veți fi nelipsite. Doamne ajută! Abia aștept să vă ascult. Florentina, bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. Și daruri muzicale de aici, din Botoșani, dăruite dumneavoastră celor care ați ales Rapsodia TV în această seară. Vă reamintesc, ne puteți revedea la orele 22 și mâine dimineață începând cu orele 10. Să cânte, invitații mei, ieșeni! Mamă dulce, mama mea, Domnul harului să-ți dea. Eu în veci voi mulțumi, căci mult m-ai putut iubi, mamă dulce, mama mea. Viață în lume tu mi-ai dat, tu m-ai binecuvântat.
rugându-te lui Hristos să mă facă credincios. Mamă dulce, mama mea, dar eu, mamă, cum creșteam, de Hristos mă depărtam. Calea sfântă n-am ținut, vorba ți-am nesocotit, mamă dulce, mama mea. Eu mergeam la rău cântând, tunge-nunchi stăteai plângând, numai singur Dumnezeu știe că ți-a fost de greu. Mamă dulce, mama mea, însă Domnul s-a îndurat, plânsul tău asculeta, a mea inimă s-a frânt și-am pus sfântul legământ. Mamă dulce, mama mea, mamă dulce, mama mea, Domnul harul lui să-ți dea, eu în veci voi fi dator și-ți voi mulțumi cu dor. Mamă dulce, mama mea, eu în veci voi fi dator și-ți voi mulțumi cu dor. Mamă dulce, mama mea.
din depărtare, vine astăzi călătoare, peste mări și țări în zbor, la casa părinților. Bătrâneția-n poartă bate, iar noi suntem toți departe, însă într-o bună zi, iar acasă vom veni. Și cu viața te-ai luptat, pe copii nu i-ai lăsat. Tată bun cu vorbă blândă, la nevoie afla izbândă, ai trudit și-ai tras mereu, pruncii n-au știut ce-i greu.
și după cununie. Mama-i mamă-n vremea toată și la fata măritată. Să fii mamă împăcată, fata nu-ți o pierzi vreodată. Dacă ea s-a măritat, ai de acum și un băiat. Fata mai se mărită, fie-i viața fericită. Soacră minte să ne teamă, mama tot rămâne mama. Soacră mică, fii voioasă, nunta tare e frumoasă. Și fetița-i fericită, cu al ei mirei împlinită. Că așa e dat pe lume, dracu drag să se adune. Fata pe părinții lasă și cu alesul face casă. Fata mai se mărită, fie viața fericită. Soacră mică, să n-ai teamă, mama tot rămâne mamă. Dragii mei, a zburat timpul, nici nu știu când ne-a trecut oboseala tuturor, pentru că astăzi am avut o zi plină. Am cântat cu toții de la mic la mare. Vă mulțumesc, dragii mei, că ați rămas la Botoșani în această seară. Să le dăruim din cântecele noastre iubitorilor muzicii populare. Mulțumesc Irina Sabău, mulțumesc Maria Șalaru, mulțumesc doamnei Maria Costioaia, Carmen Macovei, Florentina Vezatiu, Bianca Nistor, Olaru, Bianca...
Brândușa Stoială și Remus Petrică Fandarac. Vă mulțumim, dragii mei, pentru atenția acordată, pentru mesajele frumoase pe care ni le trimiteți de fiecare dată pe pagina noastră de Facebook. Vă îmbrățișăm pe cei care sunteți departe de România și ne urmăriți online. Până la următoarea întâlnire, vă doresc sănătate și numai bine. La final, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Cristina Clara Condurache, Mircea Brehuescu, Dumitru Brehuescu, alături de invitații noștri, vă spunem la revedere! Reluarea la orele 22 și mâine dimineață începând cu orele 10. Eu cu flori uscate te-ram tiri-da, iau zdoba cum ai bate te-ram tiri-da. Când eu mi-am șerbântă te-ram tiri-da, dar a juca o bătută te-ram tiri-da. O să eu cu flori uscate te-ram tiri-da, iau zdoba cum ai bate te-ram tiri-da. Când eu mi-am șerbântă te-ram tiri-da, dar a juca o bătută te-ram tiri-da. Primit vorbă la Ileana, să mai lăsă drăgușoara. Și e jocului plași. Haide să jucăm Ileana, că n-am vinit din pomană. Stai Ileana să codește, te-ram tiri-da. Stai Ileana în ochește, te-ram tiri-da. Și nu știe cum să facă, te-ram tiri-da. Ileana pe alta joacă, te-ram tiri-da. Stai Ileana să codește, te-ram tiri-da. Nu știu cum să fac, că te-ram tiri-da. Ile e pe altă joacă, te-ram tiri-da. Ileana și cum ieșoară, că-i vreme până de sară. Lasă păcă o să-și mai tu copii la care-i plașe. Lasă păcă o să-și copii la care-i plașe, mă. Și s-a jochilie, te-ram tiri-da. De alta nu vrei să știe, te-ram tiri-da. De când s-o porni strânsura, te-ram tiri-da. O jucat numai cu una, te-ram tiri-da. S-o înșit la jochilie, te-ram tiri-da. De alta nu vrei să știe, te-ram tiri-da. De când s-o porni strânsura, te-ram tiri-da. O jucat numai cu una, te-ram tiri-da. Ile nu ți-ai supărat ca o floare scuturată. Măi, măi, dar ei nici nu-i bagă în seamă. Hoi, lână, nu stau din loc. Lașa-i mai bine la joc. Îți dă că e spitoloacă, te-ram tiri-da. Care te-ar juca o leacă, te-ram tiri-da. Ilenuță, nu vezi ghine, te-ram tiri-da. Îți dă că e slângă tine, te-ram tiri-da. Îți dă că e spitoloacă, te-ram tiri-da. Dar e dar juca o leacă.